Cervantes, Don Quixote, capitolul 22 Despre felul cum slobozii Don Quixote, o mulțime de nenorociți, duși fără de voia lor, acolo unde n-aveau niciun chef să se ducă. Povestește si de Hamete Benengeli, autor arab și mancheg, în această nobilă, răsunătoare, dulce, modestă și ingenioasă istorie, că după ce faimosul Don Quixote a avut cu sanciopanța scutierul său, voroava aceea despre care se spune la sfârșitul capitolului al 21-lea, Don Quixote înălță ochii și văzu că, pe drumul pe care apucase și el, veneau pe jos ca la vreo 12 oameni înșirați ca mătăniile pe un coșcogeamită lanț de fier, petrecut pe după gâturile lor și toți cu cătușe la mâini. Mai veneau împreună cu ei doi oameni călări și doi pedestrași. Călăreții purtau archebuze cu rotiță. Notă. Flintele și archebuzele, cu rotiță, spre deosebire de cele mai vechi, care se descărcau prin aprinderea unui fitil, funcționau prin învârtirea unei cheițe ca de ceasornic plasate în mijlocul unei roți care freca bucata de cremene așezată la capătul țevii, făcând-o să dea scânteie și să aprindă pulberea. Notă încheiată. Iar pe lănci și spade. Și Sanciopanța, Panța, de îndată ce-i văzu, strigă. Ăsta e un lanț de osândiți de-ai regelui, Oameni duși la muncă silnică, în galere. Notă. Expresia din text, gente forțada del rei, oameni luați cu sila de rege, are sens echivoc. Oameni violentați, siliți, de rege, oameni cărora regele le-a făcut silnicie. Notă încheiată. Cum oameni duși la muncă silnică? întrebă Don Quixote e oare cu putință să facă regele silnicie vreunui om? N-am spus asta, răspunse Sancho. Am spus doar că sunt oameni care, pentru fără de legile lor, au fost osândiți să plece pe galere, în slujba regelui cu Dasila. Asta așa e, zise Don Quixote. Așadar, reluă Don Quixote, oricum ar fi să fie, Oamenii ăștia, de vreme ce sunt duși, se cheamă că merg cu deasila și nu de bunăvoie. Atunci, dacă e așa, răspunse stăpânul său, aici intră în joc îndatorirea tagmei mele de a împiedica silnicile, de a sprijini pe cei nevoiași și de a le veni într-ajutor. Ia seama, măria ta, zise Sancio că justiția, care întruchipează pe regele însuși, nu poate face silnicii ori nedreptăți unor asemenea oameni, ci, din potrivă, îi pedepsește ca să-și spășească fără de legile. În vremea asta, lanțul ocnașilor se apropie și Don Quixote, cu vorba foarte curtenitoare, le ceru celor care îi păzeau să binevoiască a-i aduce și lui la cunoștință pricina sau pricinile pentru care îi duceau în așa chip pe oamenii aceia. Unul dintre paznicii călări îi răspunse că erau ocnași, o sândiței majestății sale, că erau duși la galere și că altceva nu mai avea de spus și nici el de aflat. Cu toate astea, îi întoarse Don Quixote vorba, mi-ar plăcea să aflu despre fiecare dintre ei în parte, pricina nenorocirii lui. Mai adăugă la aceste vorbe și altele de același fel, tot atât de cuvincioase, ca să-i înduplece pe paznici să-i spună ceea ce dorea, încât cel de-al doilea dintre călăreți îi zise. Păcat că, deși avem aici catastiful osândiților și probele de la procesele fiecăruia din acești nenorociți, nu-i momentul să ne oprim tocmai acum ca să le scoatem și să le citim, mai bine apropie-te domnia ta și întreabă chiar pe ei, că ți-or spune singuri, dacă ori vrea, și se vor învoi de bună seamă să-ți spună, pentru că oamenii ca ei au mâncărici la limbă, ca și la mână. Dopândind învoirea aceasta, pe care și-ar fi luat-o de la sine, de nu i-ar fi dat-o ei, don Quixote se apropie de șiragul înlănțuiților și îl întrebă pe cel din tâi ce păcate îi spășea, umblând într-așa hal împodobit. Omul îi răspunse că umbla așa de îndrăgostit ce era. Doar atât? Numai pentru asta? răspunse Don Quixote. Păi, dacă e așa și dacă numai pentru că sunt îndrăgostiți sunt duși oamenii la galere, de când ar fi trebuit să mă aflu și eu pe ele vâslind? Numai că dragostele mele nu sunt concurez, măria ta, zise ocnașul că mie mi-a căzut cu tronc în așa hal o coșarcă plină cu vârf de rufărie, încât am strâns-o până într-atâta de voinicește în brațe, că de nu mi-ar fi smuls o cu la oamenii stăpânirii, nici în ziua de azi n-aș fi lăsat-o de bunăvoie din mână. Am fost prins în flagrant delict. N-am mai fost nevoie de cazne. Notă. El tormento, tortura, făcea parte din procedura închetei judiciare în cazurile în care dovezile erau concludente, se renunța la ea, administrându-se în schimb cu toată strășnicia ori de câte ori nu existau probe suficiente și era nevoie de mărturisirea expresă a celui anchetat. Notă încheiată. Mi s-au dresat acte, mi-au măsurat spinarea cu o sută de bice și mi-au mai dat pe deasupra și trei încheiați. Notă. În original, tres preciosos, Trei ani încheiați, expresie eliptică din vocabularul argotic al delicvenților, notă încheiată. De hroance, notă. Gurapas s-a tradus cu hroance, care în românește înseamnă ghete vechi, metaforă potrivită pentru o ambarcațiune lipsită de eleganță, gheată plutitoare, notă încheiată și gata treaba. Ce-s întrebă Don Quixote. Hroance înseamnă la noi galere, răspunse ocnașul, care era un băietan ca la vreo 24 de ani, și zicea că era de fel din piedra Hita. Tot așa îl întrebă Don Quihote, și pe al doilea, care însă nu-i răspunse nimic. Trist cum mergea și căzut pe gânduri, dar răspunse pentru el cel din tâi, care zise. Ăsta, senior, merge la galere de canar ce-a fost, vreau să zic de cântăreț și de lăutar ce se află. Păi cum așa? întrebă Don Quixote. Pentru că ai fost cântăreț și lăutar în funți, galera? Nota. Canario se numea în jargonul pungașilor cel ce cânta în timpul caznelor la care îl supuneau oamenii stăpânirii, adică cel ce își mărturisea vina, notă încheiată. Da, răspunse ocnașul, că nu se află pe lume lucru mai afurisit decât să cânți în chinuri, notă. Cantar enel el ansia aș mărturisi delictul în timpul torturilor apei, el tormento de aqua care consta din a pune în fața delicventului, întins la pământ, o pânză care să-i astupe nările, ca să nu poată respira decât pe gură, în vreme ce apa i se turna necontenit în gâtlej și îl obliga să înghită tot timpul, fără a-i da răgaz să tragă aer în piept ceea ce provoca o panică animalică a organismului, în tocmai ca în crizelor de astm. Ansia sau Clariosa era denumită din pricina aceasta în argoul hoților apa. Notă încheiată Ba din potrivă, zise Don Quixote, eu am auzit spunându-se că cine cântă chinuși înspăimântă. Aici e de-andoaselea, răspunse ocnașul, căci cine a cântat odată își plânge în pumni toată viața. Nu pricep, zise Don Quixote, dar unul dintre paznici îl lămuri. Senior cavaler, în lumea non santa, notă, adică lipsită de sfințenie, păcătoasă, notă încheiată. A oamenilor acestora, a cânta în chinuri, înseamnă a mărturisi atunci când ești pus la cazne. Ticălosul acesta a fost supus la tortură și și-a mărturisit vina de a fi fost geambaș de cai, adică hoț de dobitoace, și pe temeiul mărturisirii lui a fost osândit la șase ani de galere, pe lângă 200 de bice, pe care le mai poartă încă pe spinare. Și umblă tot timpul gânditor și trist, pentru că ceilalți hoți pe care îi vezi înșirați aici în marș, îl chinuiesc și îl fac de două parale, bătându-și joc de dânsul și socotindul om de nimica, pentru că a mărturisit și n-a avut tăria să tăgăduiască, deoarece, spun ei, tot atâtea buchii are și un nu cât are și un da, și cel împricinat nu-și dă seama ce noroc are că este viața sau moartea în puterea limbii sale și nu în puterea limbilor celor ce aduc mărturii și dovezi. Și, la urma urmei, drept să-ți spun, mai că -mi vine și mie a crede că nu sunt chiar greșiți în ceea ce spun și că au dreptate. Și eu tot așa socotesc, răspunse Don Quixote, care, trecând la cel de-al treilea, îl întrebă ce întrebase și pe ceilalți. Și acesta, fără să se lase prea mult rugat, și părând chiar voios, zise Eu merg pe cinci ani la cucoanele hroance, fiindcă mi-au lipsit zece ducați. Aș da eu bucuros douăzeci, zise Don Quixote, numai să te pot scăpa din necaz. Asta e chiar la fel, răspunse ocnașul, că atunci când ai avea bani, fiind în largul mării și murind de foame, fără să ai de unde-ți târgui cele de trebuință. Spun asta fiindcă, dacă aș fi avut la vreme ăști 20 de ducați cu care mă ispitește acum luminăția ta, aș fi putut unge cu ei pe Ana Grefierului și înviora măestria avocatului în așa chip încât astăzi m-aș afla în mijlocul pieței Zocodover din Toledo și nu aici pe șleah cu uzgarda la gât ca un ogar. Notă. Dover înseamnă în arabește piață, dar semnificația întregului nume s-a pierdut cu timpul. Așa se întâmplă și cu alte cuvinte arabe, substantive comune, ca alcala, castel, alcazar, palat, medina, cetate, alcantara, pod, guadiana, râu, care au dat în spaniolește nume proprii. Azi se zice Castilio de Alcala, Ciudad de Medina, Puente de Alcantara, Rio Guadiana, etc. Notă încheiată: Da, marei Dumnezeu, răbdare că trece și asta, cum trec toate! Trecu deci Don Quixote, la al patrulea, care era un om cu înfățișare venerabilă. Cu o barbă albă până la brâu și acesta, auzind că îl întreabă de pricina care îl vâruse în năpasta asta, prinse a plânge și nu răspunse niciun cuvânt. Dar cel de-al cincilea o sândit îi sluji de tălmaci zicând Omul ăsta cum se cade e dus pe patru ani la galere după ce a fost purtat pe ulițele știute, notă expresie din jargonul delicvenților luată de aceștia din stilul de cancelarie al sentințelor judecătorești. Să fie dus călare pe măgar de-a lungul ulițelor știute sau ulițelor pe unde sunt de obicei duși. Notă încheiată. Îmbrăcat cum se cuvine, cu toată pompa și dacă Asta vrea să zică, se băgă sanciopanța în vorbă, după cât mi se pare mie, că l-or fi târât în piața publică rușinându-l. Așa este, răspunse ocnașul, și vina pentru care a fost osândit la o asemenea pedeapsă este că a fost misit de ochi dulci. Ba chiar s-am sar de trupuri întregi. Vreau să spun că ce mai vorbă lungă. Pe cavalerul ăsta îl duc la galere de codos a fost și pentru că, pe deasupra, i s-a mai aflat și vina de a fi făcut vrăjitorii, dar nu mult, doar de două degete pe fundul paharului. Să nu se fie adăugat astea două degete, zise Don Quixote, nu merita numai de Coldoște a fost, dacă n-a făptuit nimic alta să fie pus să plutească pe galere, afară doar dacă ar fi să le comande și să le fie amiral căci meseria de codoș nu-i pentru oricine se nimerește. E slujbă de oameni cu socoteală la cap și foarte trebuincioasă într-un stat bine orânduit, așa că n-ar trebui să o facă decât oameni foarte nobili și de neam vechi. Ba chiar ar trebui să se afle inspectori și controlori ai unora ca aceștia, cum sunt pentru celelalte slujbe, și să li se știe numărul, limitat ca al agenților de bursă, fiindcă doar în felul acesta ar fi cruțată lumea de o mulțime de nenorociri, pricinuite de faptul că treaba și meseria asta sunt date pe mâna unor ființe nepricepute și scurte de minte, cum sunt muieruștile de doi bani perechea, pajii și măscăricii de bălci, cioflingari cu caș la gură și care habar n-au ce viața că taman când îți plăsnește măseaua, mai avan și când ai avea mai mare nevoie de unul care să se priceapă, să aleagă bine, ei rătăcesc drumul, se pierde la mână până la gură și nu mai știu nici care le e dreapta și care stânga. Aș vrea să merg și mai departe și să arăt motivele pentru care s-ar cuveni să fie bine aleși cei ce urmează să dețină în stat o slujbă așa de necesară dar nu este potrivit prilejul pentru una ca asta. Voi spune-o eu într-o zi cu, ar putea o, cu ce ar putea o lecui și îndrepta. Tot ce mai am de spus acum este ca mărăciunea pe care mi-a pricinuit-o, vederea pletelor acestora albe și chipul ăstuia atât de venerabil, o sândit la asemenea munci doar pentru vina de a fi fost codoși, mi-a risipit-o adaosul că a fost și vrăjitor. Cu toate că știu bine că nu se află pe lumea asta vrăj, care să poată silui și schimba voința omului așa cum gândesc unii săraci cu duhul, și mai știu că avem liberul arbitru, pe care nu e iarbă de leac nici de scântec să-l poată birui. Ceea ce fac, de obicei, anumite femeiuști, scurte de minte și unii șarlatani netrebnici, sunt doar niște amestecuri de licor și niște otrăvuri cu care îi nebunesc de cap pe oameni, lăsându-i să creadă că au putere de a-i face să fie iubiți, lucru care este, cum spun, cu neputință, că ce-ar însemna să siluiască voințele. Așa și este, zise bătrânul, și spun drept, senior, că în chestia asta cu vrăjitoria zău că n-am nicio vină. Cât despre codoșlâc, nu o dar să nu-și închipuie cineva Că facem vreun rău prin asta, fiindcă tot ce doream era să se bucure toată lumea și să trăiască în pace și bună învoială, fără gâlcevi și fără amărăciuni. Dar nu mi-a folosit la nimic gândul meu bun și nu m-a împiedicat să fiu dus acolo de unde nu mai am nădejde să mă întorc, judecând după cât de încărcat de ani sunt, mai fiind și bolnav de bășica udului. Beteșug care nu-mi dă pas să mă odihnesc mai de fel. Și prinse din nou a plânge ca la început. Iar pe Sancio îl apucă mila până într atâta încât scoase din sân un real din cei patru și îl dădu de pomană. Notă. În original, real de a 4, monedă divizionară curentă, monedă de cont, cum se spune, valorând de două ori decât un real de opt, adică fiind un sfert de taler. Sancho făcea deci un sacrificiu considerabil, scoțând spre a o ocnașului o monedă importantă cu care s-ar fi putut cumpăra peste 120 de ouă. Un ou făcea cam un maravedi, notă încheiată. Trecu mai departe Don Quixote și îl întrebă pe altul cu ce greșise iar acesta îi răspunse numai puțin mucalit, ba chiar mai șugubăț decât celălalt. Eu sunt mânat unde vezi, fiindcă peste măsură de stăruitor am tot șuguit cu două vere primare de ale mele și cu alte două verișoare de ale altora. Ce mai vorbă lungă! Atât am tot glumit cu ele, că din glumă a crescut familia, fără să-i mai pot da de firul rudeniei, încât nici mama dracului nu mai descurcă. Mi se puseră toate în seamă cu probe, nu mă bucurai de nicio bunăvoință neavând bani, fui cât pe aci să mor de gâlci, pe care voiau să mi le frece cu ștreangul, mă o osândiră la galere, pentru șase ani și eu în cuvințai, îmi ispășesc vina, sunt tânăr, viață să am, că toate se lecuiesc cu asta. Și de ai cumva luminăția ta, domnule cavaler, câte ceva cu care să vii într ajutorul ăstor bieți opsiți, are să-ți o plătească Dumnezeu în ceruri și vom avea și noi pe pământ grijă să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sănătatea măriei tale ori de câte ori ne om spune rugăciunile, dorindu-ți viață la fel de lungă și de bună pe cât o merită binefăcătoarea dumitale făptură. Umbla îmbrăcat în robă de student, notă. În original, habito de estudiante, cum universitățile vremii erau ca tot învățământul spaniol puse sub controlul sau chiar date în organizarea ordinului iezuit, iar teologia era suverană peste celelalte discipline, studenții erau asimilați cler clerului și umblau în sutane preoțești ca unii ce aveau să devină bachilieres și licenciados, titluri confundate de popor cu acelea ecleziastice și date de obicei preoților. Notă încheiată. Și unul din paznici spuse că era un om cu șart la vorbă și nu îl întrecea nimeni pe lătine. La urmă de tot, venea un om foarte chipeș, în vârstă de 30 de ani, care n-avea alt cusur decât că se uita nițel cam zbanghiu. Era legat ceva mai altfel decât restul osândiților, căci purta la picior un lanț așa de lung, încât îi înfășura tot corpul și în jurul gâtului ducea două verigi de fier, una prinsă în ochiurile lanțului, iar cealaltă, din cele ce se numesc uită de la mine, sau copita prietenului, notă, în original pie de amigo sau guarda amigo. Furcă de fierce se punea sub bărbia condamnaților ca să nu-și poată ascunde fața când erau scoși în piața publică spre biciuire sau spre fixare la stâlpul infamiei, notă încheiată, și din ea scoborau doi drugi de fiercei ajungeau până la brâu, susținând două cătușe în care -i erau vârâte mâinile, ferecate cu un lacăt cât toate zilele, în așa chip încât nici cu mâinile la gură nu putea să ajungă și nici să-și plece capul ca să ajungă la mâini n-avea cum. Don Quixote întrebă pentru ce purta omul acela atâtea fiare, mai multe decât toți ceilalți. Paznicul îi răspunse că avea el singur mai multe păcate decât toți ceilalți la oaltă și că era așa de cutezător și atât de mare pe Hilvan, încât, cu toate că îl duceau în felul în care îl duceau, nu erau siguri de el, ci stăteau tot timpul cu frica în sân, nu care cumva să le scape. Ce păcate așa grele o fi având, zise Don Quixote, dacă n-am meritat pedeapsă mai mare decât să înfunde galera. O înfundă pe zece ani, răspunse paznicul, ceea ce e tot una cu moartea civilă. E destul să știi ca să nu-ți mai trebuiască altceva, că flăcăul ăsta e faimosul Gines de Pasamonte, zis cu alt nume Ginesilio de Șterpelilio. Domnule comisar, zise atunci ocnașul, ia mai domol și să nu ne apucăm acum să dezgropăm poreclele. Gines mă cheamă și Ginesilio și Pasamonte numele meu de familie. Nu Șterpelilio, cum zici dumneata, că mai bine și-ar vedea fiecare de el și tot s-ar alege cu ceva. Nu te rățoi așa, răspunse comisarul, domnule pungaș de mâna întâi. Dacă nu cumva vrei să te învăț eu să-ți mai ții gura și să te fac să-ți plângi în pumni. N-am ce face, răspunse ocnașul, că omului îi merge nu cum vrea el, ci cum dă Dumnezeu. Dar într-o bună zi, are să mi se ducă vestea în lumea întreagă și o să vedem noi dacă mă cheamă Ginesilio de Șterpelilio sau nu. Păi nu-ți zice așa, curcotașule, întrebă paznicul. Da, așa îmi zice, răspunse Gines, dar îi fac eu să nu mai zică, ori de nu îți dau voie să mă razi acolo unde șoptesc printre dinți. Notă pasaj scabro spus de Cervantes în gura acestui personaj picaresc, spre al caracteriza din punct de vedere moral. Senior Cavaler, dacă ai ceva de dat, dă neodată și du-te cu Dumnezeu, că ne-ai cam plictisit tot vârându-ți nasul unde nu-ți fierbe oala și vrând să-i scodești viața aproapelui iar dacă ai chef să o știi pe-a mea, află că eu nu saltul decât Gines de Pasamonte, a cărui viață e scrisă, na, de degetele astea, uite-le. Are dreptate, zise comisarul, că el singur și-a scris povestea vieții, cum nu se poate mai bine. Dar cartea a rămas în închisoare, zălog pentru 200 de reali. Și am de gând să scot, zise Gines chiar de-ar fi a și pe 200 de ducați. E așa de reușită?" întrebă Don Quixote. Iată atât de reușită?" răspunse Gines, încât vai de capul lui Lazarilio de Tormes și a tuturor celorlalte cărți de soiul ei, câte s-au scris, ori se vor mai scrie. Notă. Întâiul roman picaresc, cel care a dat modelul genului, atribuit lui Diego, Urtado de Mendoza. A apărut în 1555 în trei ediții simultane, presupuse a fi transcrierea unei suite de snoave Cuentos Viejos, raportate prin tradiție orală mai de mult, reflex spaniol al povestirii medievale franceze din secolul al XII-lea, Le Garçon de la Veugle, sluga orbului vezi lucrarea noastră antologică, ispravile unor vântură lume, proză picarescă spaniolă, notă încheiată. Tot ce pot să vă asigur e că spune adevărul și încă spune adevărul atât de pline de duh și atât de desfătătoare încât nicio minciună nu s-ar putea semui cu ele. Și care-i titlul cărții? întrebă Don Quijote? viața lui Gines de Pasamonte, răspunse însuși autorul ei. Și e terminată? întrebă Don Quixote. Cum poate fi terminată, răspunse el, dacă mie încă nu mi s-au sfârșit zilele? Ceea ce am scris e de la nașterea mea până în clipa când m-au azvârlit la galeră, acum, ultima dată. Va să zic că ai mai fost și altă dată la galere, zise Don Quixote slujindu pe Dumnezeu și pe Rege, am mai fost și altă dată, vreme de patru ani încheiați, și este prins și cu gustul de posmagi și cu gustul de gârbaci, răspunse Gines. Așa că nu-mi fac cine știe ce inimă rea că mă duc din nou, fiindcă acolo voi avea răgaz să-mi sfârșesc cartea, căci mai am o mulțime de lucruri de spus. Iar pe galerele Spaniei ai mai multă tihnă chiar decât aș avea eu nevoie, cu toate că n-am nevoie de cine știe ce răgaz pentru ce mi-am pus în gând să mai scriu, fiindcă le știu pe de rost. Notă Aluzie satirică la lipsa de eficiență a amiralității spaniole, care după mai multe înfrângeri navale, suferite de la distrugerea vestitei invencible armada, se preocupa mult mai puțin de urmărirea turcilor corsari în Mediterana, operație riscată și riscantă și nelucrativă, decât de traficul transoceanic al aurului, neprimejduit pe atunci de ar rare ori de corsarii reginei Elisabeta a Angliei. Notă încheiată. Pare om de duh, zise Don Quixote. Și nefericit, răspunse Gines pentru că nefericirea îl urmărește întotdeauna pe omul de duh. Notă. Aluzie satirică, la felul selecționării valorilor în epocă, promovarea celor mediocri și conformiști, fiind pe atunci regulă generală. Notă încheiată. Îl urmărește pe pezevenchi, vrei să zici, spuse comisarul. Ți-am mai spus, domnule comisar, răspunse pasamonte, să lași mai domol, căci domnii aceia nu ți-au pus mână topuzul ca să ne chinuiești pe noi sărmanii ce umblăm în lănțuiți, ci ca să ne călăuzești și să ne duci acolo unde a poruncit majestatea sa, că de nu mă jur pe... Dar ajunge că s-ar prea putea să iasă într-o bună zi la spălat petele pe care mi le-ai făcut la Han. Așa că, notă, pasaj obscur pare să fie o referire la vreun incident știut de amândoi vorbitorii și petrecut în timpul călătoriei ocnașilor, pe care însă textul lui Cervantes nu îl l face cunoscut. Notă încheiată Să-și țină toată lumea gura și să trăiască cum mi o plăcea vorbind numai de bine, dar mai degrabă hai, să o pornim mai iute la drum, că destul am stat la taclale. Comisarul ridică topuzul să dea în pasamonte, drept răspuns la amenințările lui. Dar Don Quixote se vârâ între ei și îl rugă să nu-l chinuiască, căci nu era de mirare ca un om ferecat cu atâtea lanțuri la mâini să fie ceva mai slobod la limbă. Apoi, întorcându-se către toți cei din lanț, rosti. Din toate câte mi l-ați spus, prea iubiți frați, am tras încheierea că Deși sunteți pedepsiți pentru greșelile voastre, pedepsele la care sunteți osândiți nu vă prea fac plăcere și vă duceți să le răbdați fără de niciun chef și cu totul împotriva voinței voastre. Îmi dau seama că s-ar putea întâmpla ca slăbiciunea tăruia când a fost supus la tortură, ori poate lipsa de bani a altuia, și lipsa de protecție înaltă sau în sfârșit judecata sucită a magistratului să fi fost cauza pierzaniei voastre și să fi împiedicat dreptatea să vă iasă la iveală chiar atunci când era de partea voastră. Toate acestea îmi vin în minte, spunându-mi, încredințându-mă și chiar silindu-mă să-mi arăt cu voi rostul pentru care cerul m-a sortit să trăiesc pe lumea asta și să îmbrățișez tagma cavaleriei pe care am îmbrățișat o făcând jurământ să ajut pe cei nevoiași și pe cei obișduiți de mai marii lor dar cum știu că este unul din principiile cumințeniei să nu faci niciodată cu răul ceea ce se poate face cu binele vreau să i-rog pe acești domni paznici și pe domnul comisar să binevoiască a vă desfereca și a vă lăsa să plecați nestingheriți, că sunt destui care să-l să slujească pe rege cu mai bune prilejuri și mi se pare prea crud să faci rob din cei pe care Dumnezeu și natura i-a făcut oameni liberi. Cu atât mai mult, domnilor paznici, adăugă Don Quixote, că oamenii aceștia, vieții de ei, nu v-au făcut vouă nimica așa că să-și vadă fiecare de păcatele lui. Este un Dumnezeu în cer și are el grijă să pedepsească răul și să răsplătească binele, așa că nu-i treabă de oameni cinstiți să fie călăii altor oameni când n-au a se amesteca în asta. Vă cer asta cu atâta blândețe și sânge rece, pentru că vreau să am de ce vă mulțumi dacă o veți face. Dar dacă nu o faceți de bunăvoie, lancia și spada aceasta, din preună cu vrednicia brațului meu, vă vor sili să o faceți de nevoie. Nosti neghiobie, n-am ce zice, răspunse comisarul. E bună de tot. Ia te uită cu ce haza a știut să o încheie șolticul. Vrea să-i lăsăm lui, ocna și regelui, nici mai mult, nici mai puțin, ca și cum am fi de capul nostru și am putea să-i dăm ascultare. Sau ar avea el vreo cădere să ne poruncească. Ia vezi, senior de drum, du-te cu Dumnezeu și mai îndreaptă-ți puțin țucalul de pe cap, ce tot umbli să ne cauți nod în papură și să ne prinzi cu mâța în sac. Mâță ești tu! Notă, gato, pisică, însemna în jargonul pungașilor chiar hoț. Gataț-o, însemna, înseamnă și azi pungășie, notă încheiată. Și motanul, și șobolanul, și mârlanul răspunse Don Quixote. Și zis și făcut, se năpustia asupra lui atât de pe masă, încât fără să-i mai dea răgaz să se apere, îl buși de pământ, rănit greu cu lancea și o brodise de minune, căci acesta era singurul care avea arche Notă. inadvertența lui Cervantes, la începutul capitolului al 22-lea, se spune că amândoi arca și călări purtau archebuze cu rotiță. Notă încheiată. Ceilalți paznici rămăseseră cu gurile căscate, încremeniți de întâmplarea asta neașteptată, dar, venindu-și în fire, cei călări puse rămâna pe spadă, pe destrașii pe arbalete și la saltară toți împreună pe Don Quixote, care îi aștepta cu mult sânge rece. Și fără îndoială că nu i-ar fi mers bine dacă ocnașii văzând ce prilej bun de a-și recâștiga libertatea li se oferea, n-ar fi făcut tot ce le stătea în putință ca să rupă lanțul pe care erau înșirați. În vălmășala, fu așa de mare, încât paznicii, care dădeau de când să pună mâna pe ochi și ce se desferecau, când să-i țină piept lui Don Quijote care ataca, nu putură face nimic care să le și fost de folos. Ajută și Sancho, dinspre partea lui la slobozirea lui Gines de Pasamonte, care își luă cel din zborul, liber și neîmpiedicat de nimic, și tăpărând pe comisarul trântit la pământ, îl ușură de spadă și de archebuză. buză, cu care, mai ochind pe unul, mai vârând spaima între altul, dar fără să o descarce nici măcar o singură dată, mătură toată garda de pe câmpul de luptă, cât paznicii o luare la sănătoasa, cât de frica archebuzei lui Pasamonte, cât de agrindinei de bolovani cu care ocnașii sloboziți îi bombardau. Sancio se mor grozav de isprava asta, fiindcă îi trecu prin minte că cei care o luaseră la picior puteau să aducă la cunoștința sfintei frății, care avea să iasă numai decât în căutarea vinovaților, făcând să bată clopotele în toate clopotnițele așa că își mărturisi temerile față de stăpânul său și îl rugă să facă așa fel încât să se departeze cât or putea mai repede de acolo și să scape cu fuga, ascunzându-se prin munții împăduriți în apropierea cărora erau. Foarte bine, zise Don Quixote, numai că știu și eu ce este de făcut acum. Și chemându-i pe toți ocnașii, care, după ce îl despuiaseră pe comisar, lăsându-l numai cu pielea, se învârteau năuciți, îi adună pe toți roată ca să asculte ceea ce le poruncea, apoi le zise. Orice om nobil trebuie să fie recunoscător pentru binefacerile primite și unul din păcatele cel supără mai mult pe Dumnezeu este nerecunoștința. Spun asta pentru că ați avut prilejul să simțiți domnilor, domnilor din experiența cea mai nemijlocită, binefacerea săvârșită de mine într-un binele vostru. Drept răsplată pentru ea aș dori, și asta mi este voia, ca împovărați cu lanțul pe care vi l-am luat de pe crumaj să purcedeți numai decât la drum și să vă duceți în cetatea Toboso și acolo să vă înfățișați dinaintea domniței Dulcinea del Toboso și să-i spuneți că robul său, cavalerul tristei figuri, v-a trimis ca să vă închinați ei și să-i povestiți de-a fi rapăr tot ce a cuprins această faimoasă aventură, până ce v-am putut dărui din nou mult dorita libertate. Iar după ce veți fi îndeplinit aceasta, vă puteți duce oriunde veți voi să vă căutați norocul. În numele tuturor, răspunse Gines de Pasamonte care rosti. Ceea ce ne cer măria ta, Domnul și Mântuitorul nostru ne este cu neputință, ba chiar e mai mult decât peste puterile noastre să împlinim, căci nu putem merge toți la oaltă pe drumuri, ci numai câte unul și răzlețiți, având fiecare grijă de pielea lui și ascunzându-ne și în gaură de șarpe, ca să nu ne afle Sfânta Frăție, care nu mai încape îndoială că se va urni în căutarea noastră. Ceea ce ai putea domnia ta face, și drept ai destul să o faci, este să ne strămuți închinarea asta și tributul datorat domniței Dulcinea del Toboso într-o câtime oarecare de credo și de Ave Maria pe care noi să le rostim pentru luminăția ta, lucru ce s-ar putea împlini fie ce zi, fie noapte din mers ori stând culcat, la vreme de pace sau de război dar să nu-ți treacă prin cap, că avem să ne întoarcem acum la hârburile Egiptului. Vreau să spun să crezi că ne vom lua lanțul și ne vom așterne drumului către Toboso. Ar însemna să-ți închipui că-i noaptea afară acum, cu toate că nu-i nici zece dimineața. Și să ne ceri nouă una ca asta înseamnă să ceri plopului mere. Notă. După unii, proverbul spaniol ar venit din Biblie, fiind o aluzie la pasajul unde fiii lui Israel câtea, cârteau împotriva lui Moise, cei purta nemâncați prin deșert și și aminteau de belșugul de mâncăruri pe care l avuseseră în captivitatea egipteană, vrând să se întoarcă la ciorba de acolo. Notă încheiată. Atunci, mă jur pe orice, zise Don Quixote, Căruia îi și sărise țandăra: Don pui de lele, don cinesilio de șterpelilio sau cum te-o fi chemând, ca să te duci tu singur cu coada între picioare și cu toată fierărea asta pe umeri, fără doar și poate, cum te văd și cum mă vezi. Pasamonte, care nu prea era răbdător din fire, mai fiind și încredințat că Don Quixote n-avea mințile toate, de vreme ce putuse să vârși una atât de boacănă, dându-le lor libertatea. Când se văzu așa chip tratat, nu făcu decât un semn cu ochiul tovarășilor săi și, trăgându-se cu toții mai la o parte, pe dată începură să arunce o ploaie de pietre în Don Quixote, căruia cele două mâini nu-i mai ajungeau ca să se poată feri, acoperindu-se cu scutul, în vreme ce sărmanul rosinante nu mai depinde Fintenii lui n-avea timp să se sinchisească mai abitir decât dacă ar fi fost de bronz. Sancho se dădu în măgarului ca trupul dobitocului să-l ferească de nourul și grindina de pietre ce ploua într-una asupra amândurora. Don Quixote nu se puti scuti atât de bine de lovituri cu pauza cu pavăza, încă să nu-l ajungă nu știu ce câți bolovani, care loviră trupul cu atâta putere, încât îl doborâră la pământ. Și nici nu căzuse bine că se și trezi cu studentul de acălare pe pieptul lui, luându-i lighenașul din cap și trăgându-i cu el trei-patru lovituri pe spinare. După asta, studentul mai dădu tot de atâtea ori cu ligianul de pământ și îl făcu zob îi luară și pieptarul pe care îl purta pe deasupra armurii și vrură să ia și nădragii și de bună seamă că i-ar fi luat dacă nu s-ar fi împiedicat în jambierele lui de fier. Pe Sancio îl ușurară mai întâi de suman și îl lăsară apoi numai în albituri, împărțindu-și între ei celelalte prăzi ale bătăliei, apoi o apucară care încotro, căci își băteau capul mai mult să scape de temuta sfânta frăție, decât să se împovăreze dinaintea domniței dulcinea din Toboso. Nu mai rămaseră decât măgarul și rosinante, Sancho și Don Quixote. Măgarul, cu capul în pământ și gânditor, scuturând din când în când din urechi, de parcă nu i-ar fi venit a crede că încetase viscolul de pietre care îi primejduia podoabele capului. Rosinante, întins lângă stăpânul său, că cel a zvârlise la pământ al pietroi. Sancio numai în cămașă, dârduind de frica sfintei frății, iar Don Quixote a pentru că se vedea împodobit, ca vai de el, tocmai de cei cărora le făcuse atâta bine.